Oaspetele de seamă al conferinței de inaugurare a centrului a fost dr. Adriana Saranica, profesor universitar la Facultatea Carol Davila din București. Medicul a punctat importanța recuperării în domeniul la care România mai are de lucrat. Partea de recuperare înseamnă că pacientul învață încetul cu încetul să devină independent fizic, să poată să se miște în pat, la marginea patului, să facă transferuri, să poată să se miște în apartament, în camera lui, să se ducă singur la toaletă, să se hrănească, să se îmbrace, să coboare un etaj, să traverseze strada, să se socializeze și, dincolo de asta, să-și câștige pâinea cea de toate zilele. Complexul cuprinde și o bază sportivă unde se pot antrena persoanele cu disfuncții locomotorii, de care beneficiază și membrii Sporting Club. Chiar dacă unii au fost suspicioși, nu o să se facă nimic. Am fost unul dintre cei care au fost probabil cel mai optimist și am spus nu, o să se facă. Și mă bucur nespus de mult că astăzi asistăm și la inaugurarea Delfinului. Baza sportivă a fost inaugurată, noi deja am folosit-o, o folosim în continuare. Un bazin pentru not va fi pus la dispoziția gălățenilor, iar tratamentele acvatice sunt cele mai recomandate pentru recuperarea funcțiilor motorii. În statele europene, majoritatea spitalelor oferă această alternativă de vindecare. Această nouă apariție în geografia medicală națională a centrului Delfinului, Delfinul care are circuit specific de recuperare, este o nouă șansă pentru populația Galațiului și populația din vecinătate, pentru că se pot desfășura terapii complexe, farmacologice, dar și non-farmacologice, prin circuitele de terapie fizicală și avantajul de a avea bazinul la dispoziție, care oferă o șansă în plus prin beneficiile apei, temperatură, descărcare de greutate, exerciții specifice. Centrul nu va fi dedicat doar recuperării, ci cuprinde și un cabinet de consiliere psihologică. De sfaturi vor avea parte și cei interesați de programe de nutriție. Astăzi este un moment cu totul inedit, inaugurarea acestui centru de recuperare, Delfinul, care ne dă mari speranțe în recuperarea majorității bolilor care au nevoie de acest tip de tratament. Iar noi, nutriționiștii, mai ales în problematica tratamentului obezității și bolilor metabolice. Foarte multe boli au nevoie de tratament recuperator. Ori acest centru, care de fapt include sufletul unei echipe extraordinare. La centrul Delfinul, specialiștii invită pe gălățeni să beneficieze de consiliere psihologică și activități de grup. De asemenea, unitatea oferă servicii de kinetoterapie, electroterapie ori masaj.